Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi voi începe prezentarea turtei proteice medicamentoase pe care o dau eu. Eu am hrană destul de suficientă în stupid, dar prepar o turtă medicamentoasă care va conține pentru început antibiotic. Antibioticul este usturoi. Folosim usturoi. Trebuie precizat că mulți apicultori folosesc antibioticul în turte. Eu, în loc de antibiotic, voi folosi usturoi, așa cum face domnul Daniel Călmuș. Voi lua și un pic de apă. Trebuie să punem un pic de apă ca să pot să îl toc. Îl voi toca cu acest blender. Asta e blenderul. Îl voi toca cu el. Băgăm usturoiul, avem în acest borcan am pus 200 de grame de usturoi și vă voi prezenta cum îl pregătesc pentru a-l introduce în turtă. Punem și un pic de apă, cam 100 de mililitri, cam jumătate din cantitatea usturoiului. Aici am pregătit 200 de grame de usturoi pe care îl voi da cam pentru, să zic așa, 20 de familii de albine, deci cam aproximativ 20 de grame per kilogram de turtă. Să-i dăm drumul să vedem cum îl prepară. Se face pastă. Acest usturoi va deveni pastă, fără nicio problemă. Îl lăsăm să se toace foarte bine. Timp de tot, ca să poată fi înglobat mai bine în turtă. Usturoiul a fost făcut pastă și, bineînțeles, o să îl pun în borcan până voi pregăti turta. O să vă arăt în următorul filmuleț și pregătirea zahărului și vă voi explica mai multe acolo.